și care astăzi vă întoarceți că nicăieri nu e mai frumos decât acasă, și oaspeți în această zi, cărora le mulțumim, sunt aici în stânga mea, și mulți dintre cei cu care am vorbit își aduc aminte de cel care a fost Vasile Florea și mulți ar vrea să vorbească. E adevărat că putem să tot povestim și până mâine și poimine, sunt mulți aceia. Noi să încercăm astăzi să facem câteva evocări și despre ceea ce se întâmplă și ceea ce va fi și ceea ce este astăzi în satul Vălen. Dați-mi voie să încep a prezenta pe cei care s-au scris la cuvânt, era o vorbă, pe cei care doresc să spună câteva cuvinte, pentru început pe directorul școlii din Vălen, doamna Dogar Ancuța. În această zi sfântă de Paști, la sărbătoarea fiii satului, iar dintre momentele importante ale evenimentului, amintim inaugurarea oficială a localului reabilitat, a noii denumiri a școlii, precum și dezvelirea bustului celui care a fost ca o călăuză pentru oamenii acestui sat, învățătorul Vasile Florea. În câteva cuvinte, aș dori să prezint aspecte legate de școala din Vălen, ale cărei începuturi se pierd în regula timpului, împletindu-și istoria cu cea a satului Vălen sau Valea Povăcerii, cum îi se spunea la început. Acest sat era o așezare cu puțin locuitori. În timp, numărul lor a crescut și astăzi ne putem mândri cu un sat frumos, cu oameni harnici, buni, cu credință în Dumnezeu și cu dragoste pentru școală, pentru tot ce este folositor în viață. La începuturi, în satul Vălen, școală nu exista. În anul 1924, potrivit informațiilor pe care le avem, se deschide școala din Vălen cu un număr de 7 elevi. Nu avea local propriu, ci închiriat de la locuitorii satului. Învățător era Cristescu Ioan, originar din România Veche. Acestuia i-a urmat, până după eliberare, învățătorul Vasile Florea. Au fost vremuri grele pentru săteni, războaiele, sărăcia, copii rămași orfani în urma acestora, dar prin grija preoților din acea perioadă, a unor persoane mai înstărite și a unor oameni cu carte, s-au depășit momentele grele. Școală se făcea, după cum spun bătrânii satului, cu mari întreruperi. Învățătorii, fiind trimiși pe front, s-au concentrat. În anul 1929, odată cu venirea la catedra învățătorului Vasile Florea, școala funcționa în casa părintească a acestuia, mai apoi, casa parohială este cedată ca lăcaș pentru învățământ. Încet, încet, lucrurile s-au așezat. Populația satului s-a înmulțit și a fost nevoie de o școală cu mai multe săli de clasă. Astfel, cu sprijinul conducerii de atunci, al bisericii și al sătenilor și prin strădania învățătorului Vasile Florea, s-a construit o școală nouă pe vale, adică în centrul satului, cu 5 săli de clasă și care a fost dată în funcțiune în anul 1962. Se făceau cursuri și înainte și după masă, deoarece școala și-a mărit efectivul de elevi, ajungând să aibă 8 clase. Fiind mulți copii, a mai funcționat o perioadă în paralel cu vechea școală. După anul 2000, numărul copiilor a scăzut foarte mult, astfel că elevii claselor 5-8 merg la școala gimnazială Pogăceaua. În Vălen au rămas elevii claselor 0-4. Dumnealui i-a fost hărăzit să cheme copiii statului la învățătură și educație, să-i îndrume, să pătrundă tainele cunoașterii. Parcă l-avem aievia în fața noastră, pe cel care a dăruit lumină din lumina sa, deschizându-le ochii minții la zeci de generații de copii. Învățătorul Vasile Florea s-a născut în satul Vălen, comuna Pogăceaua, la 14 august 1908, într-o familie cu 8 copii. Părinții, Andrei Florea și Maria, erau agricultori, oameni simpli, harnici și cu credință în Dumnezeu. Și-au dorit foarte mult ca fiilor să facă școală, însă situația grea de atunci nu le-a permis să-i trimită pe toți la studii, decât pe doi dintre ei. Iustinian, care a devenit preot, și Vasile, care a devenit învățător. Dascălul Vasile Florea a absolvit școala normală de învățători din Târgu Mureș în anul 1929 și a început activitatea ca subținător aici în satul Vălen,
a lucrat până în 1933, apoi un an a fost învățător la Urmeniș, județul Bistrița Năsăud, dar s-a reîntors în satul natal, unde a funcționat ca învățător, profesor și director până în anul 1973. Docușor, în special în primii ani de activitate, precum și în timpul celui de-al doilea război mondial, la care de altfel a participat. Lăcașurile unde se desfășura activitatea școlară erau improprii, mici, întunecoase și friguroase. Dar dragostea învățătorului pentru munca lui, pentru copiii satului, l-au impulsionat în activitatea dumneavoastră. A luptat multe posturi de a unei școli mari, lucru care s-a concretizat mai târziu. În acele vremuri, nu prea erau cadre didactice calificate. Cei care veneau fără stăteau un an, doi și apoi plecau, deoarece condițiile erau destul de grele. Așa că mai tot timpul erau în atat viitor. Tot greul rămânea pe umerii dascălului Floia. Dânsul făcea de toate. Pe lângă activitatea sa clasă, făcea cursuri de alfabetizare, activități culturale, activități de educație religioasă și civică, educație sanitară și participa la toate activitățile organizate de autoritățile locale de la acea vreme. Din viață, la 27 martie 1976, după o viață plină de dăruire și pasiune, având bucuria misiunii împlinite. Noi, cei din Băleni, nu l-am uitat și nu-l vom uita niciodată. A fost și va rămâne pentru noi omul care a deschis drumul, a modelat minți, inimi, a sădit în inimile noastre înțelepciunea și dragostea. A fost lumina care s-a consumat luminând pe alții. Îi vom purta veșnică recunoștință. Domnul Florea. Domnul Florea Vasile, ca învățător, de la început a fost pentru mine un etalon. Domnul Florea a învățat tânăra generație să trăiască. Au fost educați și instruiți copiii. În același timp era un exemplu de conduită pentru întreaga populație a satului. Domnul Florea, de-a lungul vieții sale de învățător și director, într-o cuvânt de pedagog de referință, a reușit să scoată ingineri, profesori, alți calificați cu înalte titluri. Însă ceea ce eu consider că este mai important și am trăit aceste evenimente, domnul Florea a știut să educe locuitorii și copiii din Văleni, care n-au mers mai departe la școli, să fie țărani, agricultori sau crescători de animale, care au dus la propășirea satului și a națiunii române. Să nu uităm că până nu de mult, țărănimea din România a fost elementul cel mai numeros și principal al națiunii române. Ceea ce vreau să vă spun în mod deosebit, dacă înainte și probabil că și acum se acordau titluri de învățători, profesori sau cadre didactice emerite, domnul învățător Florea, fiind pe undeva la periferie, într-un sat, zicem noi, izolat, nu a avut parte de acest titlu de învățător emerit. Ei bine, pentru mine a fost totdeauna un învățător emerit, iar astăzi, mai mult ca oricând, în sufletul meu este acest învățător emerit, domnul Florea Vasile, învățător emerit. Am stat ani în Văleni. Am plecat. Mi-am luat un zbor spre înălțimi, însă totdeauna sufletul meu a rămas la Văleni. Am fost primit de comunitate. Am trăit în Văleni. Am cunoscut oamenii din Văleni
cu bucuriile lor, cu necazurile lor. I-am văzut la distracție, i-am văzut și la muncă. Și totdeauna îmi ziceam ceea ce zic și acum, după ce am cunoscut foarte mulți, Doamne, ce români minunați! Mulțumesc! Stimați domnul și doamne, stimați domnul și doamne, care nu sunteți din voi, stimați-mi, care nu mai sunt, stimați foșterile mei, de aceea am solicitat să mi se aducă mai aproape microfonul, nu pot să-mi permit ca să stau, să vorbesc, să mă adresez domnului Florea cu spatele, nu pot! Pentru că noi am fost colegi și domnul Florea a fost un om adevărat, a fost un român adevărat. Am tricolorul în mână, eu îl simt pe dânsul. Noastră nu știți că domnul Florea a fost arestat cu o cântată șteaptă de române. Nu știu dacă a fost și la închisoare, dar a fost persecutat. Închipuiți noastră ce vremuri s-a trăit. Cântat, așteaptă pe române și l-au dus românii, domnule, nu rușii, nici tătare. E, ce vremuri am trăit. Îmi doresc să aduc profunda noastră compasiune, gratitudine și pioșenie fostului fiu al satului, unic fiu al satului și oameni ca domnul Florea, nu unul, ci sunt N plus 1 în Târgu Mureș, care s-au valorificat și sunt exemple care și aici între noi sunt și sunt și în alte părți. Pentru că eu mi-amintesc când mă duceam, că am locuit la familia Sorovăstru și iarna făceam, la Șăuria mă duceam, pentru că acolo era căldură noapte, iarna. Și veneam pe jos 50 de minute, era 5 km. Cu bicicleta făceam 25 de minute. Mă întâlneam cu câte o bătrânică, să rămână mătușă. A, dumneata, ești dascălul cu tare, mi-a spus nepotul de dumneata. Deci, ca să nu mai spun domnul Florea, era un om nemai deosebit. Fiecare cuvânt era plin de înțelepciune. Asemenea, oameni nu se nasc în fiecare zi și de aceea aceștia trebuie respectați și trecutul trebuie respectat, pentru că dacă nu ai trecut, nu ai pe ce să plătești viitorul. Deci, cei care s-au gândit la inaugurarea acestui bust s-au gândit nemaipomenit de just și normal. E, întâmplarea face că acum 50 de ani ele vii au terminat clasa 8-a și doresc ca numele acestor foști elevi de ale cu care am terminat clasa 8-a în 1966 să aducem două cuvinte de recunoștință și permiteți-mi să-i amintesc. Achim Anica, dumneavoastră poate îi cunoaște. Ziua și Hristos a înviat, cinstită adunare. Am călcat pe aceste meleaguri în urmă cu 45 de ani. Nu o să ne duc acasă, Florile, cu mare... Fac parte din prima promoție a Liceului Pedagogic din Târgu Mureș. Și la 1 septembrie 1971, împreună cu patru colege, patru fete, am fost repartizați la Școala Generală din Vălen. Eu am rămas mai mult, nu tare mult, mai mult ca ele. Ele m-au părăsit, să zic așa. Mai aveam un coleg, mai în vârstă, pe domnul Florea Vasile. Era un om înalt, frumos, slăbuț. Pentru mine a fost ca un părinte. Eu aveam atunci 20 de ani. Dumnealui mai avea un an până la pensie. Cred că a mai lucrat un an și după pensie. Pentru noi cei tineri a fost ca un părinte, ne sfătuia numai la bine.
Îmi amintesc că ne-a sfătuit să nu ne punem cu regimul, să avem grijă. Bineînțeles că l-am ascultat. Cum să nu fiu emoționat și mă simt onorat și mulțumesc colegii mele, Florea Leontina, că m-a invitat să particip la marea noastră adunare, să mă întâlnesc cu foștii elevi pe care îi rog să vină mai aproape să se prezinte, că nu-i mai cunosc. Bineînțeles, fizionomia lor a avut de câștigat, bineînțeles, pentru ei, dar chipurile lor nu le mai rețin, s-au transformat fizic. Îi rog să se prezinte, să vină lângă mine, să mă întâlnesc cu, deci, bucuros cu foști colegi, profesori, învățători din acea vreme, oamenii din sat, din Văleni, cei mai bătrâni, poate că nu mai sunt, Dumnezeu să ierte. Vă mulțumesc, sunt onorat. Mulțumesc.